Iubirea nu cunoaște limite. Este și cazul gemenelor în vârstă de 36 de ani, care s-au căsătorit cu același bărbat. Mai șocant este că Mirele a crescut în aceeași casă cu ele. Se pare că surorile nu au suportat gândul că ar putea fi despărțite una de cealaltă, așa cum se întâmplă după orice căsătorie, astfel că au luat decizia radicală de a împărți același bărbat. Femeile sunt orfane de tată și au locuit până acum împreună cu mama lor bolnavă. Bărbatul le-a ajutat în tot acest timp, iar între cei trei s-a dezvoltat o relație romantică. Femeile sunt angajate în domeniul IT, iar bărbatul deține o agenție de turism. În mod uimitor, și familiile lor au fost de acord cu această nuntă bizară, după rugămințile fetelor de a nu fi despărțite. Iar marea ceremonie a avut loc în cartierul Solapur pe data de 2 decembrie. Bucuria proaspeților căsătoriți nu a durat foarte mult. Un videoclip de la nuntă a devenit viral pe rețelele de socializare și a atras atenția autorităților locale. În videoclip, miresele au fost surprinse punând împreună ghirlande în jurul gâtului proaspătului soț, o tradiție care se respectă cu sfințenie la nunțile din India. Poliția s-a autosezizat și a intentat un dosar penal împotriva bărbatului, care este acuzat acum de bigamie, infracțiune ce constă în încheierea de către o persoană căsătorită a unei noi căsătorii. El a încălcat codul penal indian prin decizia sa neobișnuită de a le lua pe ambele femei. Căsătoria lor este ilegală și implică o pedeapsă de 7 ani de închisoare. Nu doar legea este împotriva lor, ci și religia hindusă, care interzice relațiile poligame de acest fel. Ofițerul superior de poliție a declarat pentru agenția de presă că a fost deschisă o anchetă în acest caz, dar din investigațiile preliminare este clar că decizia a fost una de comun acord. Atât femeile cât și bărbatul și-au dorit să formeze o familie, relatează click.ro.